Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului după trup și întâiul episcop al Ierusalimului. Acest Sfânt Iacov, numit fratele Domnului, după cum este menționat în epistola către Galateni, în capitolul 1, versetul 19, a fost cel dintâi episcop al Ierusalimului, rânduit a de pe și cetății sfinte chiar de Sfinții Apostoli. El nu face parte din cei 12 apostoli ai Domnului, cu Sfântul Iuda, scritorul epistolei din Noul Testament. Din cercetarea Sfintei Scripturi se arată că acești frați ai Domnului au o altă mamă decât pe Maica Domnului, că mama lor trăia pe vremea patimilor Domnului și că era sora Maicii Domnului și deci că fiii ei erau nu frați de aceeași mamă cu Mântuitorul, ci veri și rude cu dânsul. Rămâne hotărât de asemenea că Iacov, fratele Domnului, este altcineva decât Iacov al lui Alfeu și decât Iacov, fiul lui Zevedei. Ca păsor al crănicioșilor din Ierusalim, și ruda al Domnului, Sfântul Iacov era mult iubit de popor și slăvit pentru evlavia și viața lui aspră și de mult ce se ruga în genunchi și cu mâinile ridicate în sus, îi se îngroșase pielea genunchilor lui ca la genunchii de cămilă și își câștigase atât de mare vază între creștini încât Iacov era socotit unul din stâlpii bisericii lui Hristos. Poporul însuși îl numea cel drept, pentru viața lui curată și pentru judecata lui nepărtinitoare și sănătoasă de la Soborul Apostolilor din Ierusalim, ținut la anul 51. Mulțumit înțelepciunii lui, păgânii care aveau să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Hristos, nu mai erau ținut să păzească legea lui Moise. Astfel, începea lupta mântuirii prin credință în Hristos și prin fapte bune. De la Sfântul Iacov ne-a rămas o epistolă care se află în Noul Testament, plină de porunci înțelepte cum să ducem o viață sfântă. Ne-a mai rămas de la el și o sfântă liturghie, numită a Sfântului Iacov, pe care a făcut-o mai pe scurt. Mai pe scurt, mai întâi Sfântul Vasile, iar după dânsul și mai pe scurt a făcut-o Sfântul Ioan Gură de Aur. Liturgia Sfântului Iacov se săvârșește și azi în Biserica Ortodoxă Greacă o dată pe an, de ziua Sfântului Iacov la 23 octombrie. Tradiția bisericii ne spune că Sfântul Apostol Iacov a pătimit moarte de mucenic, fiind aruncat de pe aripa templului din Ierusalim și ucis cu pietre, pentru credința lui în Hristos la anul 62, rugându-se ca și Domnul pentru ucigașii săi, că nu știu ce fac. Dumnezeului nostru slavă, acum și pororia și în vecii vecilor. Amin.